Pupândul este un mic rozător de circa 30 cm lungime, din care 7 este coada. Blănița lui este de culoarea bej, mai deschisă pe burtă și inspicat cu cenușiu pe spate. Deși la prima vedere pare o surpriză, veverița și pupândul sunt înrudiți, făcând parte din aceeași familie. Veverița trăiește în păduri, pe arbori, dar pentru pupândul sunt necesare spațiile largi ai stepelor sau zonele cultivate. În asemenea locuri își stabilesc coloniile, care constă dintr-o serie de galerii foarte întortocheate, cu ieșiri și intrări secrete, cu răsuflătoare, cu cotloane, întrunind uneori 8-10 metri lungime la un loc. Pupândul se hrănește în general cu hrană vegetală, cu frunze, rădăcini și îndeosebi cu semințe, printre care și cu cereale. Pe lângă omul care le-a distrus, dușmanii naturali ai pupândăului sunt îndeosebi păsările răpitoare, unele dintre acestea fiind specializate pentru vânătoarea pupândăilor. Amintim aici șoimul dânărean, acvila pitică, acvila de câmp, pentru existența cărora pupândăul este aproape indispensabil. Pupândăul este un animal rămas încă de după perioada glaciațiunilor în zonele stepice și rolul lui său deosebit de important în hrana unor păsări rare protejate și pupândăului se acordă o protecție sporită, fiind protejat de o mulțime de acte normative și convenții internaționale. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.